Un nou acord între municipiul Pașcani și orașul Ialoveni din Republica Moldova, localități înfrățite. În cursul zilei de vineri, 6 decembrie, primarul Sergiu Armașu, reales de curând pentru un nou mandat, a fost oaspetele omologului său, Dumitru Pantazi. Cei doi au semnat o nouă înțelegere de colaborare, de această dată și în plan economic. Pentru început, administrația din Pașcani ar urma să acorde un ajutor financiar de 10.000 de euro, sumă simbolică pentru realizarea unor căi de acces spre instituțiile publice din Ialoveni. Finanțarea urmează să fie aprobată de consilierii pășcăneni în ședința din această lună, precum și o nouă rectificare bugetară. Astăzi, la Primăria Municipiului Pașcani a avut loc o vizită oficială din partea reprezentanților Primăriei Ialoveni din Republica Moldova. Este vorba despre domnul primar Sergiu Armașu, ce a venit pentru o discuție cu domnul primar. Tot astăzi s-a modificat acordul de parteneriat dintre Primăria Municipiului Pașcani și Primăria Raionului, Primăria Ialoveni din Republica Moldova. S-a introdus un nou articol pe partea economică, articol ce pe viitor are scopul de a ajuta pe partea economică, da, parte de bani între cele două localități, proiectele celor de la Ialoveni și, bineînțeles, dacă va fi nevoie, și proiectele noastre, dar în special frații noștri de peste Prut ne solicită sprijin pentru anumite proiecte ce au de gând să le desfășoare în anii viitori. Menționăm că acordul de înfrățire între cele două localități a fost semnat la Ialoveni pe 27 octombrie 2017 în cadrul unei ședințe festive a conducerii orașului. Bucuria s-a putut citi astăzi pe chipurile elevilor școlii gimnaziale speciale din Pașcani, care au primit daruri cu prilejul zilei de Moș Nicolae. Anul acesta, mesagerii moșului au fost elevii Liceului Teoretic Solomon Haliță din Sângeorz Băi, care le-au dăruit specialilor de Pașcani pachete cu dulciuri. Astăzi, specialii de Pașcani au primit vizita Liceului Solomon Haliță din Sângeorz Băi, un grup de tineri, elevi din clasele 9-12, împreună cu doamna director Varvara Mititean și două cadre didactice, pentru a ne aduce din misterul lui Moș Nicolae. Vizita noastră de astăzi face parte dintr-un proiect început anul trecut împreună cu domnul Condrea, care a pornit de la ideea de albastru pentru solidaritate, nu așa se numea proiectul, și domnul Condrea a venit la noi în școală, a ținut două ateliere pentru elevi și pentru profesori și împreună cu Consiliul Elevilor, care a organizat un târg de Crăciun și unul de Paște, am adunat bani și am hotărât împreună cu ei să-i donăm, să facem o activitate caritabilă. Iar în urma vizitei domnului Condrea la noi la școală, am stabilit că această activitate caritabilă să fie în școala dumnealui, mai ales că elevii noștri n-au fost niciodată la o școală specială. Experiența a fost una frumoasă și plină de învățăminte, spun reprezentanții elevilor din Sângeorz Băi, având în vedere că este prima dată când calcă pragul unei unități de învățământ special. Prima dată am venit în acest liceu. Sunt niște copii extraordinari, de frumoși, fac activități foarte frumoase și am observat că toți copiii sunt la fel, chiar dacă au abilități mai speciale. Îmi plac foarte mult de ei și sunt extraordinari. Sunt mândru și mă bucur foarte tare că am ajuns aici la această școală specială din Pașcani și pot să spun că este pentru prima dată când fac contact cu astfel de lucruri și am rămas plăcut impresionat. Recunosc, pentru prima dată am fost puțin speriat și nu am așteptat să văd să mă aflu în acest mediu, dar pe parcurs am fost surprins și plăcut impresionat și foarte bucuros de faptul că există profesori și oameni care contribuie la dezvoltarea societății în ziua de astăzi. Totodată și specialii de Pașcani s-au bucurat de momentele petrecute alături de invitați și de cadourile primite. La noi în școală a fost o forbătă continuă, copiii noștri așteptând cu bucurie și cu emoție vizita lui Moș Nicolae. Astăzi Moș Nicolae a venit prin scridușii de la Liceul Teoretic Solomon Haliță din Sângeorz Băi și le-au făcut o bucurie imensă copiilor din școala noastră și pe această cale le mulțumim frumos și mai așteptăm și cu alte ocazii. Menționăm că în această perioadă școala gimnazială specială din Pașcani sărbătorește 43 de ani de învățământ special și special integrat.
Eveniment important în Comuna Moțca, joi 5 decembrie. La Căminul Cultural din localitate a avut loc conferința de presă privind stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, organizată de Grupul de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor. La eveniment au participat reprezentanții celor 5 comune care fac parte din Grupul de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, reprezentanții ai Direcției Agricole Județene, ai Centrului Regional de Dezvoltare, dar și antreprenori care au beneficiat de fonduri pentru dezvoltarea afacerilor. Conferința a debutat cu prezentarea strategiei de dezvoltare locală de către managerul proiectului, Sava Emilia. Bine ați venit! Suntem după aproape 3 ani de când ne-am demarat activitatea în forma actuală pentru a implementa strategia de dezvoltare 2014-2020 a GAL Codrii Pașcanilor. Deci, Grupul de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor este o entitate de tip asociație, un parteneriat public-privat, care se întinde pe teritoriul a 5 comune din județul Iași, Comuna Tătăruș, Comuna Cristești, Comuna Moțca, Mirov, Slovești, Stolniceni, Prăjescu. Această entitate funcționează ca și un ONG și are drept scop atragerea de finanțări pentru microregiunea pe care se întinde. Mai apoi au urmat discursurile celor implicați în proiect. În cuvântul său, primarul Comunei Moțca, Constantin Serioja Hobincă, președintele Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor, a vorbit despre dificultățile întâmpinate la începutul înființării GAL și pe parcurs, dar și despre mulțumirea în ceea ce privește faptul că s-au atins obiectivele propuse. Mă bucur de stadiul în care s-a ajuns și că avem contractat 71% și că absorbim toate fondurile până la final. Doar că așa e la noi, un pic de birocrație mai dezvoltată ca în alte state și, cum spunea și doamna, eu dau exemplu proiectului pe care l-a prins pe public Comuna Moțca, care datorită OG114 și prețurilor materialelor a trebuit de actualizat și iar mers l-a aprobat și o durat, dar finalizăm licitația în iarna aceasta și din primăvară ne apucăm de execuție. Edilul Comunei Tătăruș, Costel Iosub, a mulțumit echipei tehnice, managerului și președintelui pentru implicare și a vorbit despre importanța fondurilor care urmează a fi atrase în următoarea etapă. Totodată a lansat și o invitație la festivitățile care urmează să aibă loc în luna decembrie în Comuna Tătăruș. Tătăruș a venit cu ultima sută de metri în acest lac, venind dintr-un gal mai mare, galul Fălticeni, unde erau 30 de localități. Și cred că aici am găsit mult mai multă înțelegere, flexibilitate și lucrurile au mers mult mai bine. Este un lucru deosebit Grupul de Acțiune Locală, Codrii Pașcanilor, a venit să completeze celelalte finanțări pe care comunitățile noastre le-au accesat, pe lângă celelalte măsuri de finanțare a proiectelor europene și celelalte finanțări guvernamentale, GAL-ul, într-adevăr, a venit ca o necesitate pentru zona privată, dar în special eu aș vedea-o pentru zona privată. Pentru că mai ușor identificăm necesitățile unei comunități și a fermierilor, a tinerilor întreprinzători de la acest nivel. Și aici vreau să felicit echipa tehnică, managerul și ceilalți care, într-adevăr, au depus o muncă deosebită de informare pentru ca cetățenii din comunitățile noastre să aibă acces la aceste proiecte, la aceste măsuri. M-am bucurat enorm când am auzit și am văzut că 4 tineri din Tătăruș au accesat și sunt în implementare sau au implementat aceste proiecte.
Câteva completări a adus în discursul său și primarul comunei Miroslovești, Constantin Cojocaru. Într-adevăr, ceea ce a fost de spus, s-a spus până acum. Eu aș putea să vin doar cu câteva completări, în sensul că apreciez foarte mult această asociație, acest grup de acțiune locală, deoarece este o completare, cum s-a mai spus, este o completare a fondurilor europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală, este o completare a acestor fonduri, a investițiilor provenite din acestor fonduri. Ideea care mi-a plăcut foarte mult aici este că cei care depun proiecte pe această, prin GAL, intră în competiție locală, nu intră în competiție la nivel național. Și atunci este mult mai ușor să accesezi fondul prin grupul de acțiune locală decât prin PNDR. La finalul evenimentului a avut loc un spectacol artistic de colinde susținut de talentele locale din Comuna Moțca. Menționăm că Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor reprezintă un parteneriat de tip public-privat format din membrii care cuprind reprezentanți din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului. Asociația cuprinde un teritoriu alcătuit din 5 comune care au vecinătate directă, după cum urmează: Comuna Tătăruși, Cristești, Moțca, Miroslovești și Stolniceni-Prăjescu. Consilierul pășcănean Marius Pintilie a scăpat definitiv de problemele cu Agenția Națională de Integritate. În cursul zilei de joi, 5 decembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de inspectorii ANI împotriva hotărârii Curții de Apel Iași pronunțată în anul 2017, prin care a fost anulat raportul de evaluare, unde s-a constatat că alesul local a fost găsit în situație de incompatibilitate și în conflict de interese de natură administrativă și penală cu funcția de consilier local. Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Un singur magistrat a făcut opinie separată în sensul admiterii recursului, iar ceilalți au considerat că Marius Pintilie este nevinovat. Conform raportului de evaluare 39.851-S2 din 29.10.2015, unele dintre societățile unde Marius Pintilie este acționar ar fi avut mai multe raporturi comerciale cu instituții din subordinea Consiliului Local în perioada 2012-2016, în primul mandat de consilier local, în valoare de peste 1,8 milioane de lei. Cele mai mari plăți au fost făcute după recepția facturilor, conform documentelor care au stat la baza raportului. Asta înseamnă că reprezentanții instituțiilor au luat sau au primit produsele fără să le plătească la casă, au ieșit cu ele din magazin sau au fost transportate direct la școli și grădinițe, iar facturile au fost achitate mai târziu. Mai mult, toate achizițiile au fost făcute fără nicio procedură, licitație sau încredințare directă. De cealaltă parte, consilierul pășcănean a susținut tot timpul că societățile sale nu ar fi avut niciun contract încheiat cu instituții publice din subordinea Consiliului Local și că acele cumpărături verificate de Agenția Națională de Integritate ar fi fost făcute direct din magazinele sale fără nicio înțelegere prealabilă. Vești bune pentru pășcănenii cu venituri mici. Primăria Pașcani acordă și în acest an tichete sociale pentru sărbătorile de iarnă familiilor defavorizate. Vor fi împărțite 1000 de tichete fiecare în valoare de 100 de lei, care pot fi folosite în magazine pentru cumpărare de alimente. Deocamdată se primesc cererile începând de joi 5 decembrie la biroul de asistență socială. Începând de mâine, la Primăria Municipiului Pașcani vor fi primite cererile pășcănenilor ce se încadrează pentru a primi acele tichete sociale dedicate sărbătorilor de iarnă. O să vă spun în prima fază că vor fi comandate 1000 de tichete, 100 de lei este valoarea unui tichet. Din experiența anilor trecuți s-au încadrat în jur de 814 pășcăneni.
Și de mâine veți găsi această cerere, iar în spatele cererii aveți și toate documentele necesare pentru a vă putea depune dosarul în vederea primirii acestui sprijin. Beneficiarii trebuie să prezinte și o serie de acte, cele de identitate în copie și original, cărți de identitate sau certificate de naștere pentru fiecare membru al familiei. De asemenea, trebuie făcută și dovada veniturilor cu adeverință de venit, cupon de pensie sau adeverință de la ANAF pentru cei care nu au surse de venit. Pot beneficia de etichete câte unul pentru fiecare persoană, cei care au venituri mai mici de 714 lei pe lună. Astfel, cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită de o serie de acte, atenție, și în original. E vorba despre actele de identitate ale solicitantului, cât și ale membrilor din familiile dumneavoastră, certificate de căsătorie de naștere ale copiilor cu vârsta de până în 14 ani după caz, certificat de deces. Actele, vă spuneam, se prezintă atât în copie cât și în original. Copie xerox după hotărâri judecătorească de divorț, dacă este cazul, hotărâre de plasament familial, adopție, tutelă, etc. Adeverințe de salariat cu mențiunea salariului net aferente lunii anterioare depunerii acestei cereri, respectiv luna noiembrie, cupon de pensie pe luna anterioară, cupon de indemnizație, șomaj, handicap, creșterea copiilor, alocație de stat, adeverință de venit tip ANAF pentru cei care nu realizează venituri, alte surse de venit, orice document pe care dumneavoastră puteți justifica acea sursă de venit. Tichetul social se acordă familiilor, persoanelor singure care au venituri de până la 704 lei pe membru de familie și, bineînțeles, ca în fiecare an, evaluarea solicitărilor se face prin anchetă socială. Cel mai sigur, aici, în cadrul primăriei municipiului Pașcani, va fi făcută și acea anchetă socială de eliberarea tichetelor, pentru că sunt sigur că mă veți întreba, vă pot spune doar din experiența anilor trecuți, cam în 2 săptămâni, deci noi primim aceste solicitări de etichete în jur de 2 săptămâni de zile, după 2 săptămâni începem și eliberarea acestor tichete, dacă se reușește mai repede, atunci vă vom anunța la momentul respectiv. Menționăm că tichetele vor fi distribuite după ce vor fi făcute anchetele sociale în cel mult 2 săptămâni de zile, conform estimărilor reprezentanților primăriei. Anul trecut au fost împărțite 814 tichete cadou. Sens giratoriu la ieșirea din Pașcani pe strada Moldovei în zona supermarketului Kaufland. Comisia de circulație, întrunită joi de la ora 12.30, a avizat propunerea de realizare a unui proiect tehnic în acest sens. Reprezentantul Poliției Rutiere a explicat că este cea mai bună soluție pentru fluidizarea traficului în această zonă, mai ales în contextul în care acolo au avut loc numeroase accidente. Pentru început ar urma să fie făcut un sens giratoriu provizoriu, apoi să fie consolidat cu structuri fixe dacă se va ajunge la concluzia că va fi util. Vorbim de intersecție de la Kaufland. Acolo m-am dus, ne-am mutat, sunt mai multe accese, inclusiv cel de la Beco. Din câte știu eu, la Beco, da, asta nu e imputabil administratul drumului, asta este un obiectiv privat. Am impresia că el are obligatoriu la dreapta, la ieșire, nu am ajuns să fi pus acces cei de la Beco. Deci ei n-au voie să facă astfel. Dar asta e o altă discuție, care o să o rezolv eu. Mă gândeam, pentru că noi am avut foarte multe accidente, numai de când am venit eu aici, am săturat câte tamponări și accidente chiar cu victime, am făcut intersecția de la ieșirea din Kaufland. Și atunci, se poate experimenta, nu știu, acum vine iarna, dar în viitor, de perspectivă. Și am experimentat asta și în Iași, până faci proiectul până asta, deci am făcut un sens giratoriu, dar asta presupune mărirea platformei drumului și nu știu care este situația juridică a terenului. Este o zonă de spațiu verde acolo, care dacă aparține unității administrative teritoriale cum Pașcani, e ok, se poate repede interveni și așa, dacă este zonă privată, e mai greu. Dacă în situația asta se ne permită să extindem platforma, noi putem face un sens giratoriu din parametrele stabile. Reprezentanta primăriei Pașcani, viceprimărița Gabriela Nedelcu, a spus că anul viitor va fi bugetată atât proiectarea cât și execuția investiției. Da. E o chestiune care nu se poate face în 2 zile, dar măcar să fie prinsă.
pe termen lung s-a spus, dar mediu s-a spus lung. Cine este de acord? În plină sărbătoare, pe 27 decembrie, în cea de-a treia zi de Crăciun, Comuna Tătăruș va găzdui cea de-a 23-a ediție a Festivalului Folcloric de Datin și Obiceiuri de Iarnă. Manifestarea va avea loc, la fel ca în anii anteriori, la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu. Tătărușenii vă invită la ei acasă, în Bucovina Mică, în locul în care tradiția se păstrează vie, să le cunoașteți alaiurile și artiștii locali, dar unde veți avea prilejul să întâlniți și oaspeți deosebiți. Și anul acesta, la Tătăruș și Bucovina Mică, organizăm cea de-a 23-a ediție a Festivalului Folcloric de Datin și Obiceiuri de Iarnă. Este un eveniment așteptat de tătărușeni, dar deopotrivă și de vecinii noștri și chiar a locuitorilor municipiului Pașcani, care în acea zi fac ca străzile din Tătăruș să fie neîncăpătoare. Am început deja să facem invitații pentru cetele și alaiurile de colindători de pe Valea Siretului și de pe Valea Moldovei, din județele Suceava, Botoșani, Neamț și, bineînțeles, Iași. Vreau să vă spun că anul trecut a fost o ediție deosebită, unde au participat peste 500 de componenți a acestor alaieri și cete de colindători și a fost un succes deosebit. Sperăm ca și anul acesta, în anul satului românesc, să fim la aceeași înălțime și spectacolul să fie unul deosebit, pentru că tătărușenii s-au obișnuit să primească daruri în această perioadă de la administrația locală. Vă așteptăm, dragi tătărușeni, vă așteptăm, dragi prieteni, la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Folcloric de Datin și Obiceiuri de Iarnă de la Tătăruș din Bucovina Mică. Menționăm că la ediția de anul trecut au participat peste 500 de componenți ai cetelor și alaiurilor de colindători. Super concert de Crăciun alături de trupa Hara. Pășcănenii sunt așteptați pe 9 decembrie de la ora 18 să îl întâmpine pe Moș Crăciun cu muzică de calitate. Vor fi aproape 2 ore de muzică live împreună cu artiștii trupei. Prețul unui bilet este de 50 de lei. Dacă vremea se pregătește de iarnă și Casa de Cultură se pregătește să-și întâmpine spectatorii cu un recital extraordinar. Este vorba despre concertul de Crăciun tradițional de acum al Casei de Cultură. Anul acesta va veni la noi trupa Hara din Cluj, pe care, clar, iubitorii muzicii o știu. Am reușit într-un final să îi convingem să vină la noi, să îi convingem pentru faptul că sunt foarte, foarte ocupați și am reușit ca luni pe 9 decembrie, începând cu ora 18, să-i avem în sala de spectacole a Casei de Cultură. Biletul este 50 de lei, prețul este subvenționat de instituția noastră și cu siguranță sala va fi neîncăpătoare, așa cum a fost în fiecare an la concertul de Crăciun. Așadar, începând de luni, vă așteptăm să vă procurați biletele de la sediul Casei de Cultură. Pentru relații și rezervări, apelați 0726-040408, pagina de Facebook, organizator spectacole Pașcani, Casa de Cultură Pașcani, spectatorii fideli știu toate aceste lucruri. Sperăm ca împreună să ne pregătim cu sufletul deschis de sărbătorile de iarnă care se apropie în ritmurile trupei Hara. Așadar, vă așteptăm. Pentru mai multe informații și rezervări puteți apela numărul de telefon 0726-040408.
Secția de pediatrie a Spitalului Municipal din Pașcani a primit astăzi un defibrilator automat modern ca donație din partea organizației Părinți Salvatori. Donația vine în contextul în care, în urmă cu o săptămână de zile, un copil a decedat, iar părinții acestuia au invocat faptul că defibrilatorul a fost urcat cu dificultate de la parter până la etajul 5. Vasile Vlașin, fondatorul Asociației Părinți Salvatori, a arătat că dorește să tragă un puternic semnal de alarmă cu privire la necesitatea dotării spațiilor publice cu asemenea echipamente și, în paralel, educarea populației. Acesta a menționat că proiectul a plecat și dintr-o problemă personală. E o promisiune pe care mi-am făcut-o în primul rând sufletului meu, pentru că atunci când am văzut știrea, titlul de știre, mie mi s-a oprit inima în loc. Copilașul meu a murit într-un spital din România, tot dintr-o cauză similară. Deși nu vreau să mă pronunț cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Pașcani, fiind încă o anchetă în derulare, dar e clar că acolo, pe secția unde era internat copilașul, nu exista un defibrilator. Când s-a întâmplat accidentul copilașului meu, în Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, la fel, nu exista un aparat care ar fi putut să-i oferă o șansă în plus la viață. Și de atunci am demarat acest proiect numit Părinți Salvatori. Încercăm să dotăm cu echipamente acolo unde e imperios necesar, pentru că de altfel nu e obligația noastră ca cetățeni să cumpărăm echipamente pentru spitale, dar unde există cazuri excepționale am făcut acest lucru. Proiectul demarat de Vasile Vlașin a obținut linia de SMS 8844. Cine vrea să doneze 2 euro poate scrie textul minuni la numărul respectiv. Cu banii primiți din donații, Asociația Părinți Salvatori cumpără defibrilatoare și organizează cursuri gratuite de prim ajutor. Facem de asemenea și cursuri de pregătire pentru persoane fără pregătire medicală, ca să știe cum să intervină în caz de stop cardiorespirator sau de NEC. În NEC-ul precede și el stopul cardiorespirator. Și de puțină vreme, de câteva luni, am început să strângem bani printr-o linie de SMS, linia cunoscută de fapt 8844, prin trimiterea cuvântului minuni, se pot dona 2 euro ca să cumpărăm defibrilatoare pe care le montăm în spații publice, în așa fel încât populația să aibă acces la ele. Defibrilatoarele moderne pot fi manevrate ușor și pot fi folosite chiar de către persoane fără pregătire medicală. Inițiatorul proiectului, Vasile Vlașin, a menționat că asociația nu dorește să stabilească vinovăția cuiva, ci dorește să contribuie la evitarea unor situații similare în viitor. Defibrilatorul pe care l-am adus la Pașcani astăzi era destinat pieții Obor din București. Acolo am dorit să-l montăm, pentru că e o zonă foarte, foarte aglomerată din București, însă văzând știrea, am decis să-l direcționez spre Pașcani și la București vom monta altul săptămâna viitoare. Eu sper să fie și o alinare pentru familia care și-a pierdut băiețelul, dar mai mult decât atât, o șansă în plus la viață pentru copilașii care vor fi de acum internați la secția pediatrie a spitalului din Pașcani. Defibrilatorul va rămâne acolo pe secție. Ar fi ideal ca pe fiecare secție, în fiecare spital din România, să existe un defibrilator. În urmă cu ceva vreme a murit copilul meu, acum a murit copilul acestei familii din zona dumneavoastră. Mâine poate să moară copilul oricui altcuiva. Să nu așteptăm până când se întâmplă tragedii ca să acționăm, ci să acționăm dinainte pentru a preveni. Sâmbătă vremea va continua să se încălzească, urmând ca valorile diurne ale temperaturii aerului să se situeze peste cele specifice datei în sud-vestul țării și în dealurile subcarpatice. Cerul va prezenta înnorări în majoritatea zonelor, mai persistente în regiunile intracarpatice, unde local va ploua, iar în cursul nopții trecător va fi și lapoviță. În zona montană, mai ales noaptea, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari vor fi ninsori.
În celelalte regiuni, doar pe spații mici vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Izolat vor fi și condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 12 grade, iar minimele termice vor fi cuprinse între -2 și 6 grade. Duminică, în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în sud și în est, valorile de temperatură se vor situa cu mult peste cele normale în prima decadă a lunii decembrie. Cerul va avea înnorări temporare. Pe parcursul zilei, în nord-vest și în centru, pe arii restrânse va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte, în timp ce în restul teritoriului ploile se vor semnala izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 6 și 14 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade. În unele zone va fi ceață. În județul Iași, weekendul aduce valori termice ușor mai mari decât în intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai accentuate. Maximele termice vor varia între 5 și 7 grade, iar minimele se vor situa între -2 și -5 grade Celsius. Izolat vor fi condiții de ceață.